cocoșel. Adică așa, am, așa nu arată ele. Adică așa, cam consistența. Așa, am pus 1 kg de brânză, 4 ouă. Așa, mai întâi să le punem așa, am pus 4 ouă într-o vasă. În ouăle și le-am pus 8 linguri de zahăr. Și am pus 2 pliculețe de zahăr vanilat. Am bătut ghini și apoi mi-a adăugat încă o jumătate de, ca o boaghi de sare. Iar le-am bătut ghini. Am adăugat brânza, 1 kg de brânză. Am amestecat ghinișor, tot frumșor împreună. Am adăugat o lecuțică de sodă de mâncare stânsă în oțet. Cam așa, cam un vârf de linguriță, o lecuță mai mult de un vârf de linguriță, că e 1 kg de brânză tot și mult, sodă de mâncare. Și am stâns-o cam aproximativ într-o linguriță de oțet, fiindcă la mine oțetul e vista puternică, e de 20%. Am stâns-o, am adăugat acolo și am adăugat încă 10 linguri de făină. Am amestecat acele ghinii. Am pus ca vasul cu apă lângă mine, ne-o dat mâinile, luam cu lingura, am avut lingura de-am strâns, o luam cu lingura, în mână cam o jumătate de lingură să șibă și îl faci ca așa, gogoșelele astea. El așa a luat-o lichișos, că e molișelă, nu-i tare. Le pun în uleiul. Ulei și ăsta, focul șibă e ca așa, mediu, nu e... Nu tare, că dacă el e tare, rămâne crud înăuntru, dacă e prea încet, absorbe prea mult ulei. Gata, hai să dăm să o prea mult. Și așa e rețeta. Că am asta tot. Și se mănâncă cu smântână. Cam așa, să arăt cum e, ca cât cerbinte trebuie să bă uleiul. Chiar să cunoaște după aia, că am pun aia asta. Cam așa. Așa, eu am ușit pe liniușca ca pe el să le de fund. Și gata, prima. Gata, și le-am ușit așa parte ca singuri, la suprafață. Dacă așa, el le-am ușit să le de fund și așa pe să ridica. El le-am gata să fac buhăvii, el au crescut.